pe culoare. Nu vă țin discursuri, nu vă fierb. Vă spun doar atât. Aveți la dispoziție 20 de minute. Mi-ar plăcea să ne dau timp. Poate așa m-aș mobiliza. Dacă mă pui să gătesc acum freestyle, s-ar putea să o dau iar în bărci. Sper să-mi dea ceva ușor. Bine, ușor să știu. Vedeta farfurie trebuie să fie oul. Ce ai, mă, nu scăpați de mine așa ușor? Gătesc ouă de la... dinainte să mă nasc. Făceam omletă în burtă la mamă, când era foame. Ou. Ou. Și puteți face ce vreți voi. Iar cele 20 de minute încep acum. Vă doresc succes. Mersi. Nu-mi trece nimic prin minte. Oh. Ce să fac cu nou? M-am dus în cămare și nu știu ce să fac cu nou. Gândește-te ce faci, gândește-te ce faci, gândește-te ce faci. Da, ou e fix un rahat. Cu ou faci o mizerie de farfurie dacă nu ești atent sau o chestie superbă dacă ești ok. Dă-l dracu de ou. Oricine s-a lovit un ou. Am încercat să mă adun, fiindcă sunt, pot fi ultimele 20 de minute din show-ul ăsta pentru mine. Fata lui Dumitrescu e moartă. Nu mai pot. Și putea să mă bazez pe treaba asta, nu știu. Din momentul ăsta chiar nu mai am niciun fel de stres. Deci aici sunt sigur că m-am întorcut o șase acasă, dar n-are lingură cum să nu facă ou peste Ioana. Deci eu, în momentul ăsta, nu am nicio idee în minte, nimic. Mi-e frică de Ioana. Are crâșma, taverna, restaurantul ce are ea în Spania acolo și știu că a făcut farfurii admirabile. Singurul lucru care mi-a venit în minte să fac omletă cu brânză și jumări. Adică șef Scălătescu va simți că e farfuria mea, șef Dumitrescu va simți că e farfuria ei. Și ar trebui să fac ceva undercover acum, nu știu. Să o camuflez, să pară spanish. Dar nici așa nu bine, că o să voteze șef Scărlătescu cu minim. Cred că astăzi va fi prima oară în viața mea când îmi va lua 20 de minute să gătesc un nou. Te gândești la un nou, zici, mă fac ex-party în 20 de minute, dar nu e așa când ești sub presiune și obosit și demoralizat. Știi cum e, când te consideri printre cei mai buni și ajungi ultimul, e ciudat. Mai aveți 10 minute. Nu-mi vine să cred că Ioana intră la baraj, cu toate că comportamentul ei din ultimele zile a condus destul de evident către așa ceva. Dacă eu sunt nestăpână pe mine, Ioana e cea mai mare nestăpână pe ea. Păi ea se pierde la orice. Nu mă vezi că hop, îi plânsă, hop, îi plânsă. Cu emotivitatea ei, linguriță o face din două mișcări. Astăzi o să fac cel mai mișto mic dejun din lume. O să fac o Benedict. O să fie o farfurie simplă și wow. Mi-a venit în minte cu gelatina și cu colorantul și așa să fac chiar partea de sus. Să fac roșie și așa. Și cum eram stresată, mi-a căzut ouă acolo. Am zis, da, las acolo, bag acolo, fier. Două minute. Bălinguriță știe să dea gustul unei farfurii și știe să o aranjeze. Pentru că omul e nebun. Un minut. Sper ca Ioana să se trezească și să facă tot ce e mai bine. Asta aștept de la Ioana, pentru că până acum nu ne-a dat mai nimic. Acum e momentul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mâinile sus și un pas în spate. Vă doresc succes. De obicei am inspirație și am o viziune asupra mâncării foarte mișto. Văd farfuria dinainte să mă apuc de aia, cum va arăta, și îmi imaginez și gustul final. Asta ar trebui să fie un benedict sau un ou pășat cu olandez și sparanghel. Hai să vă stăm la ce mai mult. Cum e sparanghelul, cum e ou. Ou gătit bine, corect. Ce-mi place mult la această farfurie este și cum arată. Adică e apetisantă. Mamă, ce dracu că e perfect. Prima farfurie, un ou pășat, sparanghel, sos olandez.
Ok, cred că mi-a trebuit seară, ou gătit corect. Mi s-a părut olandezul un pic cam acricior, dar una peste alta o farfurie corectă bună. Cer, îmi pare că am ajuns cu tine. Nu, da. Sper să nu-i las între oameni, că ar fi foarte rău pentru echipă. Bă, hai să vedem ce e acolo. Asta e un nou fiert în sfeclă, cred. Un nou de prepeliță, fiert în zeamă de sfeclă, necurățat de coaje. Nu știu care e ideea cu el. Asta jumări, cred. Cremălă, hai să zicem jumări. Ouă jumări cu alte jumări de porc. E gustul asta pentru că, na, combinația asta de ingrediente au un gust ok și bun. Scramble este umed, este alunecăcios. Ne-l bagi în gol, ca pelicalul. Pop! Nu trebuie să-l mesteci. E o chestie așa foarte fină. Pare foarte rău pentru echipa mea dacă plec. Îmi pare foarte rău. Jumări de ou cu jumări. Nu știu acu' este, dar nu mi s-a părut o chestie corectă. N-am cum să ies aici. N-am cum. Îmi pare rău. La mine simt. Și la mine. E puternic, că e intri tu. E bun. A venit momentul să intre șefii. Nu știu cum ar fi să-i las echipa lui Dumitrescu între aici.